Bine v-am găsit la interviurile Cancan. Astăzi discutăm cu Felicia Munteanu. Felicia, bine te-am găsit la Cancan. Salut! Îți mulțumesc că ai acceptat să facem un interviu împreună. Plăcere! Aventura ta în showbiz sau în lumea vedetelor n-a început de foarte mult timp. Câteva luni în urmă erai Miss Olimp. Cum ai ajuns să fii Miss Olimp în primul rând? La ce concursuri ai participat înainte de asta și cum a fost experiența de Miss Olimp? Eram la universitate și am văzut pe panoul de anunțuri, anunțul de casting. Am sunat acolo, am mers la casting, am avut pregătiri, ne-am ajutat cu fetele, ne-am prietenit și uite la concurs, așa s-a întâmplat ca să câștig eu. Cursul ăsta nu înseamnă nimic dacă câștigi un concurs, trebuie să faci ceva mai departe. Am mers la alt concurs, la Lady Chișinău, după care iarăși am câștigat. Am mers la Lady Moldova, acolo am luat locul 2, după care am mers în Turcia, acolo am luat Miss Bikini. Și acolo am avut și un proiect care s-a filmat, o să fie în curând difuzat. După care, tot cu auto-expertul, de mult vorbeam că să facem niște poze, la care mă uitam și eu așa, zic, păi, fac... Nu, bine, că nu m-am gândit că o să fie atât de public aceste poze, credeam că doar pentru site, știi? Și când am făcut pozele, cum am publicat una, de acolo s-a început tot. Nu m-am așteptat la atâta critică, la atâta susținere, la atâta mediatizare, adică din partea oamenilor care au atras atenția la poze. Adică dacă se întâmplă ceva social foarte grav, toți trec peste. Însă la mine, la ceva, mi s-a părut foarte ok. Mă rog, o fată, pozat, ce-i rău în asta? Nu, lumea a reacționat. Dar vreau să le mulțumesc tuturor pentru că mi-au apărut foarte multe oportunități și mi s-a schimbat viața, nu radical, însă, oricum, de rezultate mă bucur. Dar ce crezi că i-a prins pe oameni să se uite? Poate faptul că ești Miss Olimp și ai pozat mai altfel decât au făcut-o alte Miss? Uh-huh. Sau care a fost? Sincer, faptul că am câștigat Miss Olimp asta nu a însemnat că gata, nu am voie să fac o chestie sau alta, sau dacă am câștigat Miss Olimp trebuie să mă folosesc de acest titlu. Poate a fost la momentul potrivit, la locul potrivit, cineva poate să zică aha, de ea, știi, vai de capul ei. Însă la mine chiar eu din cauza asta și mă bucur că s-a întâmplat toate așa cum poate mi-am dorit cândva. Să trecem, zicem, de faptul că ai pozat pentru o revistă, uh-huh, dar ajungem la faptul că ai pozat pe o mașină, pentru că asta s-a punctat mai mult, că ai pozat pe mașina lui Valerian Mânzat. Te cunoșteai cu el înainte de asta? Îl cunoșteam așa ca toată lumea, din petreceri, din presă, dar când am fost contactată, mi-a zis că va fi cu o mașină din 2015, după care mi-a zis că uite, e motocicletă și să-ți iei niște haine din piele, ceva de genul. În ziua, cu o zi înainte de poze, mi-a zis de fapt că e o mașină, știi? Și când am ajuns deja acolo, e mașina lui Valerian și eu zic, păi, dar ce treabă am eu? E mașina, n-a fost el, a fost șoferul lui, a dus-o, am făcut într-o oră jumătate pozele și a plecat. Cum au reacționat însăși Valerian și iubita lui după sesiunea foto? Sincer, nu știu de el, dar la o petrecere m-am văzut cu ea și i-am zis, uite, salut, sunt eu, și a zis că salut, să știi că nu am nicio supărare pe tine, pentru că a zis așa, te admir, ești o fată bravă și eu, ca o femeie deșteaptă, nu mă uit la bârfele, mă rog, ce vorbesc cu oamenii. Ea este foarte ok și credeți-mă că bârfe de genul apar tot timpul, ea știe cum să reacționeze. Te-ai gândit sau planificat înainte de asta să pozezi mai dezbrăcată, dezgolită, frumos, cum se practică la noi? Sincer, nu. Din cauza că mi se părea în lingerie deja maxim. Din cauza că suntem frustrați oamenii de aici. Când ești în costum de baie, știi, priviți-mă, eu sunt așa, așa, dar când ești în lingerie, vai, nu privi că sunt în lingerie. Băi, dar nu tot acoperă aceleași părți? Sau chiar dacă am pozat fără. Am acoperit, n-am fost vulgară, n-am desfăcut picioarele așa cum fac în Playboy sau în alte. A fost erotic, dar foarte cu minte. Poate
planifici sau te gândești că ai să pozezi pe viitor în Playboy, în jurnale de tipul, da? Eram categoric în privința asta, dar când am auzit că să plătesc bani buni, mă gândesc, știi, da, aș face-o și toți banii care aș câștiga i-aș da la niște copii, la o casă de copii. Până acum n-ai câștigat bani din ce ai făcut? Nu, păi eu n-am făcut-o, știi, când faci un lucru cu plăcere și îl faci atunci când consideri tu că e bine și că nu ești forțată de nimeni și nu aștepți bani, atunci se întâmplă lucrurile foarte frumoase. Atunci când zici, gata, de mâine o să iau bani, păi nu te mai sună nimeni, pentru că la noi în Moldova nu se câștigă atât de bine. Am noroc de părinți care mă susțin. Eu nu lucrez model. Eu fac asta doar așa, când sunt propuneri, că îmi place și mie să fac poze. Sincer, chiar mi-e foarte greu să mă decid ce vreau să devin eu în viață, pentru că îmi place foarte multe lucruri. Începând de la televiziune, cântat, dansat, model, ne-am fost la două televiziuni, înainte ca să devin Miss Ulim, adică înainte de asta am fost chemată pentru meteo, pentru horoscop și înțelegeam că dacă lucrez aici e zilnic și că n-am voie să merg la alte petreceri, la alte televiziuni, să mă filmez undeva, să particip la concursuri, dar zic, cum să refuz de ceea ce îmi place de fapt? Și am refuzat și la televiziune. Eu spun că, așa cum sunt toate moldovencele, ești o casnică. Cum ești tu acasă? Merg la țară, mai ud copaci, adică sunt foarte gospodină și sunt foarte simplă, de fapt. Asta nu înseamnă că am făcut poze, sunt o fată foarte ușuratică. Vă greșiți, pentru că sunt fete care par foarte cuminți, însă fac video chat. Acum ai fost în vacanță. Cum a fost călătoria asta? A fost organizată de tine? De cine a fost plătită, poate? O să zic că a fost una foarte scumpă. A fost un elicopter privat, un avion privat? Nu, elicopterul a fost pe linie. M-am dus spre avion. Dar avionul i-a fost privat. Cine a plătit toate acestea? Persoana care m-a invitat, de fapt. A, nu este un iubit sau nu este vorba de cineva? Vedem pe parcurs ce se va întâmpla, dar de fapt noi doi vrem să colaborăm în ceva. Și nu vreau să vorbesc multe chestii pentru că e vorba de un proiect, știi? Și vedem ce iese din asta. Deci nu am avut nimic cu el, ca să înțelegi. Da. Am fost contactată pe Facebook de nenumărate ori, am vorbit cu el o lună. Și tot timpul îmi zicea, hai că trimit avionul să vii în București să ne cunoaștem. Și eu zic, ceva nu e în regulă aici, zic, cineva îmi face farsă, știi, nu credeam. Și uite, după care am vorbit pe Skype, l-am văzut și am ajuns așa cu avionul în Monaco. S-a scris în presă că ai urmat calea lui Valerian Mânzat în vacanță. V-ați văzut? Nu, așa s-a întâmplat că și el, acum văd pe Facebook foarte mulți oameni care merg în Monaco, doar atunci am nimerit noi doi care, mă rog, s-a vorbit despre asta. Dar el, din câte vedeam prin Facebook, era într-o parte, eu eram în alta. Chiar vroiam să mă văd cu ei, să fac o poză, să arăt oamenilor, băi, că de fapt mă cunosc cu ei și n-am ce să ascund, să mă feresc de cineva, nu. A fost pur și simplu o coincidență.